Băile herculane merită din plin să fie redescoperite de întreaga lume. Jurnalistul englez Charlie Oakley pune în valoare în documentar frumusețea unică a locului, potențialul fantastic al băilor termale, vestigiile romane și clădirile istorice ale stațiunii care, din păcate, au ajuns ruine. When you look at the Imperial Spa in Baile Herculane, it is one of the grandest buildings, but in the whole of Eastern Europe, it is incredible and it's falling into the dust. Places like this should not be allowed to fall into the dust. They should be protected. It's criminal that they're not being saved. La Herculane sunt foarte multe de văzut, sunt locuri minunate. Este un aer unic, o apă unică. O nouă promovare. Și asta înseamnă o nouă renaștere a Herculanelui de altă dată. Documentarele din seria Wild Carpathia au scos la iveală frumusețile României, de la sălbăticia Carpaților până la peisajele unice din Delta Dunării și de la Marea Neagră. Jurnalistul britanic vrea acum să promoveze și turismul cultural, care atrage vizitatorii cu cei mai mulți bani. It's important to bring the right kind of tourists to Romania. We want people coming here who have an interest in culture, an interest in nature, an interest in history. Impactul celor trei episoade realizate până acum a fost atât de mare încât Wild Carpathia a fost considerat cel mai frumos film despre România. Serialul, produs de televiziunea Travel Channel, devenit un ambasador neoficial al României, a fost difuzat în 120 de țări și tradus în 20 de limbi, iar pe internet filmele au avut 3 milioane de vizualizări.